ciuboțelele ogarului, după călin gruia. Începuseră ploile de toamnă. Vântul împrăștia frunzele pe poteci. Era frig. Iepurele pornise spre iar Maroc. Avea doi galbeni. Voia să-și cumpere încălțări. Mergea zgribulit și speriat. Pe drum se întâlni cu ogarul. Acesta avea o șubă și ciuboțele noi. Cât ai dat pe ciuboțele? Doi galbeni, răspunse ogarul. Merg să mi cumpăr și eu. Porniră împreună. Se întuneca. Să ne oprim la hanul ursului, zise ogarul. Aici ogarul mâncă și bău pe săturate. Iepurele nu se atinse de nimic. Pentru că ogarul nu avea bani și mâncarea trebuia plătită, iepurele fu nevoit să îi dea ursului cei doi galbeni. De necaz, începu să plângă. Ogarul a dormit. Iepurele îi luă ciuboțelele și fugit de la Han.